Conducerea primăriei Târgu Jiu a pregătit și în acest an femeilor care se vor deplasa cu ajutorul troleului transport gratuit, indiferent de ruta aleasă. De asemenea, doamnele și domnișoarele care se vor afla la volan pe datele de 1 și 8 martie vor avea parte de o surpriză plăcută. Aceasta va consta în parcarea gratuită a autoturismelor. Primăria acordă facilități pentru domnișoare și pentru doamne pe data de 1 și pe data de 8 martie, în sensul că domnișoarele și doamnele nu vor plăti taxă pentru parcarea cu plată și nu vor plăti bilete pentru transportul în comun. Pentru a marca într-un mod plăcut sosirea primăverii, reprezentanții primăriei Târgu Jiu au concesionat un număr de 70 de amplasamente de mărțișoare și flori pentru comercianți. Începând de astăzi, numărul comercianților de mărțișoare va crește semnificativ. Începând cu data de 18 februarie, la solicitarea comercianților de mărțișoare, am predat amplasamentele în centrul municipiului. Până la ora actuală au fost predate aproximativ 70 de amplasamente pentru comercianții cu mărțișoare, iar de câteva zile, poate ați văzut, au început să apară și comercianții de flori, în special pentru data de 8 martie. De azi se va crește numărul acestora.